ocazie cum nu se putea mai bună pentru oficialitățile locale de a promova Craiova la statutul de capitală europeană. Totodată se dorește și crearea unei legături de colaborare economică între cele două țări. Avem astăzi una dintre cele mai importante vizite pe care l-a efectuat un președinte al unui Parlament Național din Uniunea Europeană. Este prima vizită în România. De când Parlamentul României a fost înființat, trecând și peste perioada comunistă, a unui speaker al Camerei Comunelor, cea mai veche instituție parlamentară din lume. Peste 750 de ani de la formare. Pentru noi este o onoare, domnia sa vine astăzi și vizitează Craiova, unde există un important proiect și în zona economică, dar și în zona socială. Amândouă sunt dezvoltate sub coordonarea Ambasadei Marii Britanii în România și vreau să-i mulțumesc și excelenții sale, domnului ambasador Harris, pentru eforturile pe care le-a făcut în ultimii ani de zile pentru a întări relațiile dintre România și Marea Britanie. Și eu și președintele Camerei Comunelor considerăm diplomația parlamentară ca un vector important pentru a promova interesele celor două state, pentru a aduce oamenii mai aproape și de ce să nu spunem până la final să generăm mai multe resurse financiare în România, investitori britanici să vină aici și să se simtă ca acasă. Vom vizita astăzi una dintre cele mai importante investiții britanice din zona Olteniei, peste 750 de locuri de muncă generate. Și eu și domnia sa considerăm că românii care lucrează în Marea Britanie sunt oameni de succes, oameni care plătesc taxele și impozitele către Regatul Unit, care sunt respectabili în comunitățile lor. Dorința mea, alături de doamna primar și de domnul președinte, ar fi să aducem pe acești români pregătiți, specializați, peste 85% dintre ei au studii superioare, să vină acasă împreună cu angajatorii lor să investească în România. Reprezentantul Marii Britanii a subliniat încă o dată importanța păstrării relațiilor de prietenie existente între cele două popoare. An important occasion. Este o ocazie importantă. Pentru mine este prima vizită în România, prima vizită în Craiova, sper să nu fie ultima. Ieri am avut ocazia să vorbesc în Camera Deputaților și să subliniez importanța legăturilor dintre România și Marea Britanie. Cele două țări sunt partenere în NATO și Uniunea Europeană și conlucrează spre bine și în interesele comune. Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a anunțat că traseul dintre Craiova și Londra va fi mult scurtat prin introducerea unei curse aeriene directe. Din toamnă, din octombrie, vom avea o cursă directă către Londra, la Luton, și eu și excelența sa, Martin Harris, ne-am dat acordul să figurăm printre primii pasageri care vom merge cu primul avion la Londra. I-am prezentat deschiderea autorităților publice pentru investițiile care se pot face în județ. I-am lăudat pe bună dreptate pe cei de la Cummins pentru ceea ce au făcut și pentru modul în care s-au implicat în societate. În continuare, o spunem, avem 75 de hectare pe care le punem la dispoziția investitorilor și este o avere pe care nu are multă lume în România. Ne interesează, în primul rând, locurile de muncă. Este una din marile probleme ale județului Dolj și ale României. Vă așteptăm încă o dată și vă spunem din tot sufletul că sunteți bineveniți aici întotdeauna. Primarul Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu, a făcut lobby pentru orașul nostru în scopul obținerii titlului de capitală culturală europeană în anul 2021. Este cea mai importantă vizită din ultimii ani la Craiova. Coincide, desigur, și cu o perioadă de festivități, poate chiar în centrul Craiovei, pentru că zilele acestea se desfășoară zilele Craiovei și coincide și cu ziua în care Consiliul Local Craiova a aprobat ca esplanada Teatrului Național să se numească Piața Shakespeare, William Shakespeare, asta pentru că suntem de ani de zile organizatorii Festivalului Internațional de Teatru William Shakespeare. Pe lângă această piață avem și parcul de lângă Consiliul Județean și din fața Primăriei Craiova, care este denumit English Park, de foarte mulți ani, un părculeț foarte frumos pe care îl vom ruga mai târziu pe domnul președinte să îl viziteze și în mod sigur nu va trebui să rateze în această vizită.
vizită Muzeul de Artă și Parcul Romanescu, care a luat medalia de aur la Paris. Președintele Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost însoțit de ambasadorul Marii Britanii la București, Martin Harris, care nu se află pentru prima dată la Craiova. Este și o onoare deosebită să fiu alături de domnul speaker John Bercow, care este cu adevărat o oaspete deosebită pentru la ambasadă și pentru relațiile dintre Marea Britanie și România. Și eu apreciez foarte mult faptul că domnul Bercow a hotărât să merg din afară, din București, și să meargă aici, în Craiova, pentru a afla care este situația pe pământ și care este investiția britanică în România. Și vorba este nu numai de investiție de bani, dar și de investiție din suflet, investiție în proiecte sociale. Oficialii britanici au mers și în comuna Podari, acolo unde au fost încheiate mai multe parteneriate cu unitățile de învățământ de la nivelul comunei.